fost din nou Dinamo. De data aceasta Iordache a executat. Foarte mare. Degajare Belodedi. Câmpeanu, pasă directă spre Balint, urmărit de celălalt număr 10 din formația din Omita cu stop. Balint în cursă. Respingere Moraru. Și șut și gol Iovan. Dinamo Steaua 1-1. Șut și Stângaciu apără cu 2 minute înainte de încheierea partidei. Schimb bun între cei doi jucători, iată-l pe Rotariu centrând. Lăcătuș, voleu, gol! Acum Orac, nu este offside Vaișcović, iată-l scăpat de Bumbescu. Dribling al lui Vaișcović și 3-3. Rotariu. Hagi din nou. Atac foarte periculos. Iată șut, gol! Dincolo de semnăturile puse pe istoria fotbalului românesc, Steaua și Dinamo au provocat destule controverse legate de apariția lor. Suporterii Rapidului, ai Craiovei sau cei din Ardeal vor spune tot timpul că Dinamo și Steaua s-au născut în și din comunism. Parfumul anilor de dinainte de război, când Venus, Ripensia sau Juventus dominau fotbalul de la noi, s-a risipit repede, iar regimul roșu a intrat și în sport. Odată cu apariția celor două echipe, Steaua și Dinamo, am descoperit fotbal românesc bipolar. Dacă până atunci erau mai multe echipe mari, gen Ripensia, Rapid, Chinezu, Venus, derbiurile dintre ele
fiind întotdeauna echilibrate. După sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50, când echipele au fost înființate direct în prima ligă și au început să atragă tot ce era mai bun pe piața fotbalului din acei ani ai stalinismului și mai târziu, practic fotbalul s-a bipolarizat, plusul și minusul fără să se identifice într-una dintre echipe, păreau să polarizeze energiile suporterilor și ale presei și ale tuturor celor implicați. Erau anii puterii politice de stânga, anii stalinismului agresiv în România. Prima a apărut Steaua în iunie 1947 sub denumirea de ASEA București. Aproape un an mai târziu se năștea și Dinamo. Meciul n-a fost de la început un derby. Prima partidă disputată undeva în 48 s-a încheiat 1-1. Era între două echipe nou apărute care încă nu-și cristalizaseră suporterii. Suporterii erau nostalgici după Carmen, după Venus, după echipele interbelice, se identificau și cu formațiile din provincie, însă încet încet, atrăgându-se jucătorii spre cele două cluburi prin metode foarte la îndemână, cum ar fi incorporarea fie în trupele Ministerului Apărării, fie în cele ale Ministerului de Interne, orice tânăr fotbalist care nu făcuse armata putea deveni jucător la una din aceste două echipe. Bineînțeles că după un stagiu militar de un an sau un an și ceva, nu se mai întorcea la Baia Mare de unde venise, rămânea de multe ori pentru 10 ani, pentru și mai mult de 10 ani. Avem exemplul lui Constantin, care a jucat la Steaua aproape 20 de ani, până la începutul anilor 70. Rămâneau acolo jucătorii și le dădeau forță acestor echipe. Sigur că suporterii erau atrași, fiind puternici, jucau și frumos. Atunci suporterii veneau un număr foarte mare. Rivalitatea dintre cele două echipe bucureștene a apărut imediat după înființare. Steaua, denumită pe atunci CCA, a dominat prima parte a anilor 50. Dinamo venea mai mereu a doua. Derbiurile au luat o altă față după 1953, an în care s-a terminat construcția celui mai mare stadion al țării, stadionul 23 august, iar meciurile s-au mutat acolo. 1953. Se naște stadionul 23 august. Poate că tânărul din dreapta e bărbatul cărunt cu care v-ați contrazis chiar ieri în tribunele marelui nostru stadion. Derbiurile dintre ele aproape că niciodată nu erau cu sub 70-80 de mii de spectatori. Pe vremea aceea nu exista filozofia locului pe scaun. Erau gradene, se stătea pe scări, se stătea pe pista de la marginea terenului, se stătea pe lampioanele acelea care luminau. Era o masă care și există imagini, care se dădea jos din tramvai, de pe scările troleibuzelor, mergeau spre bariera Vergului, spre locul unde era stadionul. Cele două echipe aveau o arenă mică, Dinamo sau deloc Steaua în vremea aceea. Stadionul Steaua se construiește mult mai târziu, în 74 se inaugurează. Derbiurile dintre ele se jucau în covârșitoare proporții acolo, ca și întâlnirile lor din cupă, multe finale de cupă între cele două formații. Mergând în jos pe firul anilor, găsim echipele într-un fotbal romantic, într-un fotbal cu VM, cu doi fundași, trei mijlocași, cinci înaintași. Găsim jucători de mare savoare pentru public. O zonă a evoluat la Dinamo, era foarte iubit oriunde a jucat. Îl găsim pe Pârcălab la Dinamo, îl găsim pe Constantin la Steaua, îl găsim linia de mijloc celebră Onisie Bone la Steaua, îl găsim pe Cacoveanu. Erau jucători care formau echipa națională și care intraseră în conștiința publicului, prezent pe stadioane sau ascultător la radio. După apariția televiziunii în decembrie 1956, derbiul a avut o altă expunere, iar cele două mari puteri din fotbalul românesc au început să strângă suporteri și în țară. Începutul anilor 60 aduce dominația dinamovistă, 4 titluri consecutive între 1962 și 1965. Dinamo recuperase diferența față de Steaua, care triumfase până atunci de 6 ori.
televiziunea intrându-și un rol în 56, undeva spre începutul anilor 60 au început, s-au inaugurat transmisiile directe de meciuri dintre Steaua și Dinamo. Era un fel de chemare la luptă a capitanilor celor două echipe. De exemplu, apare Emery Kyenei într-o finală de cupă, Kyenei peste 30 de ani, trecut de 30 de ani, îndemnându-și mai tinerii coechipieri la luptă în meciul respectiv. Era o rivalitate extraordinară între jucătorii celor două echipe, între conducerile celor două echipe, între ministerele celor două echipe, însă erau ani în care lunea la Berlin, echipele erau, fotbaliștii erau liberi lunea la Berlin, în spatele casei armatei, foarte mulți din cei care se luptaseră aprig pe teren duminica, se regăseau acolo la o refacere lichidă care se încheia cu lăutari în vogă ai perioadei respective. Rivalitatea din campionat se regăsea și în meciurile directe din Cupa României. În finala din 1964, 70.000 de oameni au intrat în tribunele de la 23 august pentru a vedea una dintre cele mai spectaculoase întâlniri Dinamo-Steaua din istorie. Finala de cupă se monta pe peliculă și constituia jurnalul unui film prezentat la cinematografe. Să spunem celor tineri că suntem foarte departe de epoca movieplex-urilor. La cinematografe până undeva în anii 50-60 era un pianist care însoțea imaginile de filmut, apoi a venit jurnalul în completare. Sigur că jurnalul era de o actualitate relativă, de vreo 3-4 luni în urmă, și povestea despre istoria unui meci. Există, de exemplu, finala din 63-64, jucată undeva în vara lui 64, un 5-3 pentru Dinamo pe un stadion 23 august arhitectul. Nu se dădeau golurile efectiv, se vorbea despre meci la modul general și cel mai interesant moment era ridicarea cupei de către capitanul echipei învingătoare. În cazul de față, Nelu Nunvaile ridică cupa repere. Era un crainic în care a însoțit zeci de ani transmisiile sau filmulețele făcute la Sahia și spune crainicul, acum cupa repere este acordată lui Ion Nunvaile, capitanul echipei Dinamo. Se pot vedea momente de joc fabulos, un gol al lui Octavian Popescu, o acțiune a lui Constantin, însă rezumatul nu urmărea o redare cronologică a evenimentelor, ci o poveste despre meciul respectiv, așa că foarte puțin se poate vorbi despre o înșiruire în ordine a evenimentelor. Și
Scena s-a repetat și 5 ani mai târziu, când Steaua și Dinamo s-au întâlnit încă o dată în finala Cupei României. Era a doua oară în istorie când se întâlneau în ultima fază a competiției. Finală de cupă 69, 2-1 pentru Steaua, cu două goluri Florea Voina și un gol Lucescu, foarte tânăr pentru Dinamo. Și atunci finala figura tot pe post de completare la film, de jurnal. Televiziunea, sigur, pătrundea, dar pătrundea timid în casele oamenilor. Se întâlnea în provincie un televizor la un cartier, în București un televizor la două străzi. Era epoca volgilor negre, în care oamenii abia ispreviseră de luat stofă de costum pe puncte, televizoare aveau mai puțin. Era într-adevăr o întâlnire supremă, dar să nu uităm că în perioada, chiar înainte de aceste timpuri, chiar până în anii 70, după aceea au început să mai scadă și ei, la fel de important era și un meci Dinamo Rapid sau Steaua Rapid. Erau în primul rând aceste cuplaje, frumusețea acestor cuplaje. Stadionul 23 august, cum era și cum se numea pe atunci, era plin, era o atmosferă deosebită. Vedeai, n-am văzut niciodată la astfel de cuplaje să fie în tribunele, să aibă un loc liber. Iar încleștarea era deosebită, erau două partide, se juca una după cealaltă în funcție de importanța în clasament a echipelor. Și de aceea însă, per total, această întâlnire între Dinamo și Steaua, pentru că erau echipele cele mai puternice, reprezenta cloul, reprezenta momentul de vârf al fiecărui sezon fotbalistic.
general, în meciul dintre ele nu câștiga favorita. Atunci când se vorbește despre Dinamo la titlu, de exemplu, învinge Steaua. Cum se întâmplă în 73, când Dinamo se afla umăr la umăr cu Universitatea Craiova, iar Steaua era undeva pe la mijlocul clasamentului. Avem un 2-0 cu un stadion 23 august plin, un 2-0 pentru Steaua, fără echivoc. Influența celor două cluburi era în ascensiune. Treptat încrederea în arbitrii români a dispărut, iar federația a căutat soluții în afara țării. Meciurile dintre echipe în acei ani de multe ori încăpeau pe mâna unor arbitri străini, pentru că federația, vorbind de începutul anilor 70, avea legături cu federațiile din țările socialiste și nu odată apar arbitri din Polonia, din Ceoslovacia, din Bulgaria, din URSS, din Iugoslavia. Erau niște schimburi și ai noștri mergeau să arbitreze derbiuri din campionatele respective. Estul Europei încerca să facă schimburi culturale, iar acesta era socotit un schimb cultural cu arbitrii de fotbal la meciuri, însă pe de altă parte se și ridica presiunea de pe umerii arbitrilor români. Era foarte greu să oficiezi între Steaua și Dinamo. Există un exemplu cu Aurel Bentu. Aurel Bentu, unul dintre cei mai buni arbitri ai anilor 60 spre 70. La un moment dat Bentu era suspendat și altcineva trebuia să arbitreze un Steaua Dinamo cu 80.000 de spectatori. Omul fiind suspendat, nu se suspenda, nu se mai delega pe acea vreme, pe undeva pe lângă cimitirul Belu, prin cartierul Pieptănari, își dădea cu catran pe casă. Era vară, era urcat pe casă și își dădea cu catran pe acoperiș, moment în care oprește o Volgă neagră, nene Bentule, vino și scoate-ne, suntem în mare încurcătură, cei desemnați nu vor să arbitreze, le e frică, în momentul în care văd un stadion cu 80-90 de mii de oameni, le e frică, începe peste o oră meciul Dinamo-Steaua, n-are cine să arbitreze, te rugăm, urcă-te cu noi în mașină. Bentu s-a urcat în mașină și a luat echipamentul, a mers la stadionul 23 august și a arbitrat foarte bine meciul respectiv. În 1974, însă, derbiul Dinamo-Steaua l-a avut la centru pe Nicolae Rainea, cel care avea să fie considerat cel mai bun arbitru român din toate timpurile. Stimați telespectatori, invitatul convorbirii noastre este cunoscutul arbitru Nicolae Rainea, cel care a reprezentat cu succes fotbalul nostru la recentul campionat mondial din Republica Federală Germania. Aflat cu câteva minute înaintea unei partide care e totdeauna o piată de hotar pentru un arbitru de la noi, Dinamo Steaua. Aveți ceva emoții? Sincer să fiu, nu am niciun fel de emoții. Pentru noi arbitri, toate partidele sunt la fel de grele. Mai grele poate le fac cei care le privesc sau cei care le comentează. Dar pentru mine, cel puțin, toate partidele sunt la fel de grele, indiferent de ce categorie. Spuneți-mi, după campionatul pe care l-ați văzut și în care ați arbitrat de altfel cu succes pe stadioanele din Republica Federală Germania, care credeți că sunt principalele în linii directoare pentru arbitrajul modern? Mi-a plăcut în primul rând sobrietatea arbitrilor în sancționarea unor infracțiuni. Ei niciodată n-au căutat să justifice ceea ce a sancționat, spre deosebire de unii dintre colegii noștri care atunci când sancționăm căutăm să justificăm ceea ce am acordat. Aceasta în primul rând. În al doilea rând, siguranța cu care au sancționat și au fost foarte aproape de fază în tot timpul jocului. Acest lucru este foarte determinant la ora actuală, când fotbalul se desfășoară în mare viteză. Deci, dacă noi vom reuși să fim în apropierea fazelor, înseamnă că vom reuși să sancționăm întotdeauna corect, dacă se vor întâmpla greșeli. Cum meciul trebuie să înceapă, nu mai pot să vă răpesc prea multă vreme, vreau să vă întreb un lucru de intimitate, dacă putem să spunem așa. Iubiți loviturile de la 11 metri? Îmi plac loviturile de la 11 metri, dar nu ca și mai zgârcit, pentru că este impropriu spus, dar ele trebuie să fie foarte clare, pentru că ele determină de foarte multe ori soarta unui meci, a unei partide. Deci numai când se întâmplă una din cele 9 infracțiuni în mod intenționat de către apărător în situația de pedeapsă, atunci trebuie să acordăm 11 metri. Eu vă doresc un arbitraj reușit și un penalti dictat cu adevărat regulamentar. Dacă va fi, bineînțeles. Sigur, numai dacă va fi. Nu dorim penaltiuri imaginare. Primii care vă condamnăm suntem noi, inamicii dumneavoastră, ziariștii. Nu, noi nu vă considerăm niciodată inamici. Să sperăm că colaborarea va fi bună mai departe. Vă mulțumim încă o dată. Spre binele fotbalului. Era o influență, firește. Atât
Steaua, cât mai ales Dinamo, aveau o grămadă de metode de a interveni în situații de genul ăsta. Cel mai simplu erau carnetele de conducere. Sigur că puțină lume avea carnete de conducere în anii 60-70, din ce în ce mai multe de atunci încoace. Și ajungea să-i se rețină odată un permis unui arbitru și să-i se dea înapoi, că de fiecare dată când era în fața unui Dinamo Steaua, îi se aducea aminte. Dom'le, vezi că, sau vezi că un văr al dumitale, cine știe ce Dumnezeu a făcut, sau vezi că cineva a fugit în străinătate, sau și de către Steaua, sau vezi că ai un nepot sau un băiat care, dacă nu ești atent, ar putea fi incorporat la Sighetul Marmației și uitat pe acolo vreo 2 ani în armată. Și atunci, sigur că se putea interveni asupra arbitrilor ca și asupra jucătorilor. E celebră o poveste cu Tudorel Stoica, ea figurează în cartea Super Steaua lui Andrei Vochin, în care tatăl lui Tudorel Stoica, la Galați, omul mai obișnuia să mai bea un pahar, mai făcea un scandal într-o cărciu, mai era întotdeauna săltat înainte de partidele cu Dinamo. I se dădea drumul, firește, că da, era o șicanare a capitanului Stelei. Tudorel Stoica era capitanul Stelei și sigur că nu se simțea foarte confortabil știindu-și tatăl reținut la secție. Stoica se descurcă foarte bine și 1-0 în favoarea echipei Steaua, autorul golului Zanciu. Fault. Mare ocazie era dată de Radu Canu, dar am avut impresia că el a comis fault asupra lui Sandu. Radu Canu putea exploata această situație favorabilă pe care și-a creat-o, dar a driblat prea mult, a avut de vreo două ori poziție de a șuta spre poartă, dar a preferat un dribling în plus pentru ca până la urmă acțiunea sa să se irosească. Mateescu. Radu Nunweiler. Lucuță. Radu Nunweiler. Gol reușit de Dudu Georgescu. În minutul 43, stimați telespectatori, scorul este egal. Din centrarea lui Radu Nunweiler, Dudu Georgescu a marcat cu capul, făcând ca tabela de marcaj să arate acum 1-1. Nunweiler. Lucuță.
capa lui Sărmăreanu și 2-0 în favoarea echipei Dinamo București. Fază aproape identică cu cea din care au înscris mai înainte dinamoviștii, numai cu alți eroi. Atunci a centrat Nuweiler și a reluat cu capul Dudu, acum a centrat Lucuță și a reluat cu capul Sărmăreanu. Se desfășoară în fața unei cifre de spectatori, record al sezonului. Peste 75.000 de oameni au venit astăzi să urmărească cuplajul Inter București. Dobrău comite fault. Dumitriu 4, care l-a înlocuit pe Dumitru după pauză. Dinu fault, lovitură liberă în favoarea echipei Steaua. Întreaga echipă Dinamo se află acum în apărare. Numai Radu Nuweiler este în afara careului de 16 metri al echipei sale. În rest, 9 jucători de timp și portarul în interiorul careului de 6 metri. Șut și gol pe care l-a reușit Iordănescu. Dudu Georgescu. Din centrarea lui Mateescu, Dudu Georgescu prelungește cu stângul pe lângă portarul Moraru și aduce din nou conducerea echipei sale. Lovitura de la 11 metri la acest fault comis asupra lui Lucescu. Jucătorii de la Steaua protestează. Ei l-au înconjurat pe arbitrul Ghiță, dar acesta îi arată cartonașul galben lui Moraru pentru gestul nesportiv de a fi șutat balonul în tribună. Execută Dudu Georgescu. Și portarul Moraru reușește să pareze, trimițând în corner. Troi. Balonul s-a lovit de piciorul unui jucător de la Dinamo, intrând în poartă. 3-3.
un 3-3 superb în noiembrie 75, în momentul în care echipele se aflau pe primele două locuri ale clasamentului. Naționala ratase orice calificare, rămăsese să se războiască pe plan intern Steaua cu Dinamo. E un stadion 23 august, arhiplin, Steaua în formă mare, meciul este comentat de Radu Urzicianu, scorul e halucinant, Dudu ratează un penalti acordat lui Dinamo, penalti la care Moraru e cu greu potolit de Iordănescu, Iordănescu era capitan de echipă la Steaua, e cu greu potolit să nu facă cine știe ce pe acolo. La un moment dat, ca un gest de frondă supremă, Moraru ia mingea, Moraru era tânăr, avea 19 ani atunci, apăra la Steaua și o degajează undeva spre în altă tribune, astăzi e cartonaș galben gestul respectiv, fără discuție. Replică bună a campionilor, Năstase, a Elenei liber pe stânga, trage Năstase, scoate Ștefan, 1-1. Foarte frumos acest început de meci, minutul 19, Troi aduce egalarea. Contraatac Dinamo, Vrânceanu deschis de Dudu Georgescu. Spre Dudu Georgescu, dar intervine Iordache, Dudu Georgescu și Dinamo. Dinamo, în postura de echipă care domină, Dudu Georgescu, vine Ion Moldovanu și dacă Dudu va centra, Ion Moldovanu luptează și apoi gol, Lucescu, cel care reduce scorul, aduce scorul la 3-1. Discutabilă poziția lui Troi, dar arbitru a fost pe linie. Mateo Răducanu, 3-2. Contraatac, Lucescu respinge Dudu Georgescu, Lucescu în continuare, pasă pentru Ion Moldovan și 4-2 în acest moment. Mariano
5-12, Dudu Georgescu, mi s-a părut poziție de offside, dar mă rog, este 5-2. Era o prietenie incontestabilă din punctul acesta de vedere. Haideți să ne aducem aminte că în perioada anilor 70 la Steaua era o generație la fel de tânără cum era pe undeva și a noastră. Sădmăreanu II, Vigu, Pantea, Dumitru Popescu era oarecum mai în vârstă, Dumitru Nicolae. Deci exista o pleiadă, așa să spun, de playboy fotbaliști și băieți de centrul capitalei, care ne întâlneam. Exista pe atunci și pentru Dinamo, și pentru cei de la Dinamo și la Steaua, existau puține zile libere. Dar atunci când eram liber, seara, la fel cum se întâmplă și acum pretutindeni în fotbal, ne întâlneam oriunde la un restaurant, erau câteva restaurante unde se mergea și de cele mai multe ori distracția de atunci, care era doar o zi pe săptămână și aceea când se nimerea, era la barurile de noapte, unde era o atmosferă destul de plăcută, cântau cei mai la modă cântăreți, erau spectacole de revistă, într-un fel cu glume, eram prieten cu autorii, cu actorii, cu cântăreții, cu balerinii chiar, și de cele mai multe ori mesele erau comune, deci exista o prietenie și un atașament din punctul ăsta de vedere deosebit, care n-avea nimic comun cu ciocnirea care exista în teren și care de cele mai multe ori a fost dominată de fair play și cel mai bun să câștige. Au fost și momente în care Sandu Bocu, Sădmăreanu, eu împărțeam primele, chiar dacă, indiferent de cine câștiga în cupă sau în campionat, puneam banii care aveam în plus, care erau destul de puțini, dar buni pentru vremurile acelea, și împărțeam între noi. Cei de la Steaua, da. Avem un 5-2 fabulos în campionat, cu niște prostii destul de mari făcute de Vasile Iordache, portarul Stelei. Meciul se disputa în primele etape, etapa 4-a, 5-a, a fost 1-0 pentru Dinamo, a dat gol cu Stov, 1-1 Troi, 2-1 Dudu pentru Dinamo, 3-1 Lucescu, gafele lui Iordache nu conteneau, 2-3 Marcelă Ducanu din nou după o cascadă de driblinguri, apoi Ion Moldovan și Dudu Georgescu, 5-2, era deja o diferență umilitoare în condițiile astea, numai că Steaua și-a revanșa peste vreo două luni, tot în toamna respectivă, într-un meci de cupă disputat în zi de săptămână la rapid noiembrie-decembrie la ora 1 sau 2, că atunci se jucau, stadionul Dinamo e arhiplin, sunt oameni pe marginea terenului, câștigă Steaua cu 4-1 și își iau o revanșă copioasă. Nu existau povești de astea, domnule, noi ne menajăm jucătorii în cupă. Mergeau cu ce aveau mai bun, firește, mai ales, probabil că dacă Steaua juca la Băiuț, cum a jucat în decursul anilor în cupă, acolo își permitea să lase 4-5 titulari pe margine. Dar în momentul în care mergea să joace cu Dinamo, apela, indiferent de faza competiției, iată, pe vremea aia, aviz amatorilor de astăzi, unde cred că și finala e dirijată în Cupa României, se disputa în 16-imi.
În anii 70, Steaua și Dinamo s-au bătut mai mereu pentru titlu, au intervenit în ecuație Argeșu, de două ori Craiova odată, însă ele se băteau până în ultimele etape și avem un meci definitoriu pentru ce se întâmpla în acele ultime etape, în antepenultima etapă a campionatului din 79, când încă ambele echipe aveau șanse la titlu, sigur că ele două se certau și avea să-l câștige FC Argeș cu acel memorabil 4-3 din Ștefan cel Mare, un meci care îl prezintă pe Puiu Iordănescu, înger și demon. Întâi dă o pasă de gol, Steaua deschide scorul, apoi mai dă o pasă de gol, dar de data asta lui Dudu Georgescu, vrea să dea acasă spre Iordache, însă dă neglijent. Dudu Iordănescu, fiind coordonator de joc, lua mingea dintre fundași și centrali. Și venind mingea la el și încolțit fiind, o dă acasă, însă o dă slab, interceptează Dudu Georgescu și egalează, pentru ca apoi să marcheze în repriza a doua cu un șpiț boltă de efect. Nu știu câți jucători din prima divizie sunt în stare de o asemenea execuție. Cum spuneam, câștigă Steaua cu 2-1 atunci în 79, însă titlul merge la Pitești și la Dobrin. Din greu și te ordonesc. Centrare periculoasă, șut și gol! Ștefan la această centrare. 1-0 pentru Steaua, autorul golului, Marcel Răducanu. Frumoasă acțiunea lui Iordănescu. Tocmai mai pregăteam să aveți reluarea acestei faze, să vorbesc despre numerele individuale, despre momentele bune de joc pe care le reușesc jucătorii ambelor echipe după acea reușită a lui Țălnar. Iată acum un dribling, o acțiune individuală a lui Iordănescu, care se finalizează cu un gol, o pasă foarte bună a lui Iordănescu, care a driblat splendid la această fază, l-a driblat pe Dinu, a centrat, Ștefan a ratat intercepția și Marcel Răducanu a adus avantajul 1-0 pentru echipa Steaua. Greșeala lui Iordănescu, Dudu Georgescu și egalare. Mare greșeala lui Iordănescu, care a trimis cadou o pasă lui Dudu Georgescu. Dinamo a egalat, poate când se aștepta mai puțin, aveți revedere acestei faze. Iordănescu a vrut să trimite portarul lui Iordache, acolo se afla Dudu Georgescu, care cu multă siguranță a trimis în poarta lui Iordache, aducând egalarea, acum în minutul 39 al meciului. S-a driblat bine pe Iordache, Dudu Georgescu. Țălnar, Dinu, pleacă în atac. Pasă bună spre Brânceanu și puțin a lipsit ca Dudu Georgescu să plaseze lovitura de cap. O fază de asemenea frumoasă. Iată-l acum sâșnind pe Adrian Ionescu. În față este Ion Marin. Adrian Ionescu în continuare, bine găsit Iordănescu. Șut și gol! Pentru 2-1 pentru Steaua, care conduce din nou. Iordănescu și-a făcut datoria, el a creat și al doilea gol, dându-i acea pasă lui Dudu Georgescu, el a creat și al treilea gol la o pasă excelent primită de la Adrian Ionescu. Iată cu câtă siguranță a reușit să-l bată pe portarul Ștefan.
În toți acești 60 de ani, rivalitatea nu s-a consumat doar în teren. Tribuna a avut parte de spectacolul său, de la naivitatea spectatorilor din anii 50 până la ultra și din epoca modernă, drumul a fost lung. Noi când ne gândim la galerii în anii 50, înseamnă că vorbim despre cu totul altceva decât astăzi. Termenul de galerie vine din spectacole de teatru și de operă, acolo unde erau biletele ieftine, imediat sub cornișa sălii acolo, unde erau biletele ieftine și de unde veneau cele mai însuflețite aplauze pentru cei de pe scenă, pentru că cei din primele staluri de acolo erau mai rezervați, își puteau murdări mănușile aplaudând și acolo mergea o lume cu un iz ceva mai ludic decât cei din față. Deci termenul de galerie de acolo e împrumutat. Galeriile evoluează foarte încet timp de 10 de ani, talângi, steaguri, foarte puțin fum. Fumul era prezent la Craiova, se făcea fum cu tămâie din asta, de la biserică, la meciurile internaționale ale Craiovei. La derbiurile Dinamo Steaua foarte rar apărea fumul. Torțele, dacă uneori se juca nocturnă, dar în anii 80 din motiv de economie nu se prea juca, erau ziare înmuiate într-o sticlă de spirit pe care aveau băieții în buzunar sau o sticlă de altceva cu care se ajutaseră să reziste atâta ore, ceva inflamabil și comestibil totodată. Scandările erau de o naivitate crâncenă. Asta este Steaua, ăsta e Dinamo, hai de Steaua, hai Dinamo, mulți ani trăiască în momentul în care era ziua unuia, rar apăreau invective. A apărut odată la adresa lui Augustin, dar nu în meciul, într-un meci cu Steaua, ci la Craiova. A apărut un banner pe care scria, cea cu pânză, cum se putea scrie atunci, cu pânză, cu cutită peste altă pânză, Augustin cu nasul gros, parcă e Pantera Roz. Deci ăla era maximul până la care se putea merge. La un moment dat, Cornel Dinu era ironizat, Dinu Curcanu, se spunea Curcanu pentru că era clubul miliției și milițienii erau denumiți Curcan, deci niște naivități care astăzi sunt, ne fac să zâmbim. Asta a început foarte târziu cu Olio, lasă moare CCA, au început undeva, verbul a muri, aproape că nu exista înainte, se murea pe șantierele patriei, în alte zone, pe stadioane nu. Însă acesta cu să moară, dacă a apărut undeva pe la finalul anilor 80, când deja relațiile începuseră să devină tensionate, inclusiv la nivel de... Steliștii nu urau pe Dinamo în acei ani și nici dinamoviștii nu urau pe Steaua. Erau alt gen de suporteri. Genul de suporteri nu erau fani, nu erau hooligans, nățiunile astea nouă ne erau străine, pentru că n-aveam acces la documentația occidentală, la publicațiile lor, sigur, era această izolare care te împingea să strigi asta este Steaua, asta e Dinamo, plutoane întregi de soldați care le dau un aspect verde, inclusiv la meciurile internaționale, era o lume cu minte. Avancronică la etapa de astăzi a campionatului de fotbal. De fapt, un mic îndreptar pentru cei care fac primii pași în tribunele stadioanelor. Fotbalul este așadar un spectacol pentru toate vârstele. Dar după ce am mai crescut un pic, venim la meci cu Logodnica. Ne leagă strâns aceleași sentimente, evident și aceeași echipă. După un an, ne unește încă o pasiune comună, deși parcă nu ne prea mai leagă aceeași echipă. Apoi vine și vremea când tăticul se scuză că are duminica ședință, îl căutăm unde trebuie și ne înscriem și noi la cuvânt. Pe urmă, duminica ne caută tăticul pe noi la coafor și numai cine n-a stat două reprize a 45 de minute sub cască nu cunoaște adevărata suferință. Ascultați-ne pe noi, microbul fotbalului face multe victime. Uneori știe să le și găsească. La meci, când partida e încinsă, parcă și soarele arde mai tare, deci ne descurcăm fiecare cum putem. Cu mijloace primare, cu ajutorul modest al ziarului de specialitate, sau mai generos,
cu ceva care ne dă un aer mai alpin sau mai sobru, sau ne apărăm de soare cu ce ne-am apărat și de viscol. Pentru că uneori viscolește dinspre tribuna a doua de nu mai știi pe ce lume te afli. Intemperia în cauză se naște cam așa. La început se adună câțiva nori. Pe urmă ne încărcăm până la refuz de un fel de electricitate. Și gata, viscolim. Noroc că între două rafale ne mai relaxează câte un rapsod. După ce ne-am agitat atât, ni se face evident foame. De pentru care, cum ar spune un umorist care bate la poarta consacrării, luăm masa în oraș. Dar ca la un semn a apărut și ospătarul. Vorba aia, clientul nostru, stăpânul nostru. Și astfel începe marele ospăț. Sigur că, cu timpul devenind o artă, această îndeletnicire a creat și individualități. Tipul cumpătat. Tipul agitat. Tipul nesigur. Tipul rafinat. Și tipul antiseptic. Un sincer bravo pentru cei mai buni. Petrecerea continuă. Dar meciul s-a terminat, fără niciun fel de incidente. Stadionul se golește și arată aproape ca la început. Și după un somn de o săptămână, duminica viitoare, stadionul ne așteaptă. Pe el! Steaua Dinamo este clasicul fotbalului românesc. Cartea derbiului va rămâne deschisă și an după an se vor scrie noi pagini. Gâlcă probabil că își va încerca din nou șansa. Acum câteva minute a fost foarte aproape de a-l învinge pe Prunea. Acum unghiul este puțin mai dificil, însă distanța este mai mică. Șut pe poartă și respinge cu greutate, dar gol reușit de Ilie Dumitrescu. 1-0 pentru Steaua. Centrare prin fața porții și gol! După o cursă furibundă a lui Panduru, Ilie Dumitrescu majorează avantajul Stelei. Piatra de încercare pentru echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare a constituit-o partida din Ghencea cu Steaua. A fost un meci interesant încheiat la egalitate 1-1. Gerstenmaier deschide scorul pentru Dinamo, după care Doboș va aduce egalarea pentru echipa militară.
Din păcate, Dinamo Steaua la ora actuală înseamnă foarte multă agresivitate verbală și foarte multă agresivitate a tribunei. Pot să spun că nivelul jocurilor în ultimele două sezoane a fost mediu în ceea ce înseamnă întâlnire directă între Dinamo și Steaua. Nu mai sunt jucători de excepție, jucători capabili să aibă execuții deosebite, să dea o patină de frumusețe incontestabilă acestor dispute. Și sunt mai mult încrâncenate pe ceea ce înseamnă rezultat și mai ales un câștig din acesta pur material pentru unii sau pentru ceilalți, în care sunt date la o parte veleitățile și, a spune eu, crochiurile de talent, de execuție, de... N-a mai fost practic niciun meci în ultimii 2 ani de zile în care una dintre echipe să detașeze clar, să fie superior. Au fost mai mult meciuri închise, meciuri de luptă oarbă, prea puțin spectaculare din punct de vedere al calității reale a jocului.